Planici a sărit pe lângă minge la singurul gol al meciului reușit de panțărul la prima acțiune de după pauză. FCSB a ratat însă prima la Iași încă din minutul 7. Gazdele au replicat cu bomba lui Cioinac, dar Pintili a ratat ultima ocazie din prima repriză. La reluare, ieșenii au marcat spectaculos, iar roș Baștri au ratat la fel. Budescu a avut șansa egalării, dar mingea trimisă de el din lovitură liberă a nimerit bara. În ultimele minute, FCSB a mai trecut de două pe lângă gol, prin Noere și Pintili, ambii cu ratări foarte mari. Până la urmă s-a terminat 1-0 pentru ieșenii care au egalat-o pe Dinamo și s-au apropiat la un punct de play-off.